Campionatul Ligii a 4-a Dâmbovița este departe de a se fi încheiat. Liderul Gloria Cornești a învins categoric în deplasare de la Bucșani 7-1 și continuă să mențină avansul de 2 puncte față de principala urmăritoare, Recolta Gurașuții, care a învins pe teren propriu Unirea Răcari cu scorul de 3-2. În cadrul aceleiași etape, Voința Vișina a suferit o nouă înfrângere la scor, 1-7 în deplasare la Brezoaiele, și roșialbaștri parcă și-au terminat benzina pe acest final de sezon. Astfel, după umilința din urmă cu 2 etape, 0-8 acasă cu Recolta Gurașuții, iată că și Sâmbătă Verde și compania au fost de nerecunoscut, iar oficialii echipei par să se fi săturat de atâtea umilințe. Astfel, imediat după încheierea acestui sezon fotbalistic, diriguitorii echipei din Vișina anunță schimbări radicale în rândul jucătorilor, dar și la nivelul băncii tehnice. Rezultatele complete înregistrate în cadrul etapei cu numărul 31 din campionatul Ligii a 4-a Dâmbovița, cât și clasamentul la zi, sunt următoarele.